Mulțumim Domnului care ne ascultă rugăciunile. Mulțumim că ne-a ajutat și până la acest sfârșit de an, slăvit să fie în veci. Astăzi avem ultima lecție din tematica lecții din perioada post-exilică, lecția 10-a, o viață fără folos. Mi-amintesc că m-am întors odată dintr-o misiune de câteva zile și lângă un puzzle care îl completaseră copiii cu vreo 1000 de piese, cei din casă au scris și m-au întâmpinat cu tabloul și înscrisul: o viață ai și ea trece repede, rămâne doar ce faci pentru Hristos. Vreau să ne uităm în această seară și să vedem cum unii oameni care au trăit ca și noi, au avut și ei familii, au avut tinerețe, au avut bătrânețe, dar li s-a scurs viața fără vreun câștig. O viață fără de folos se poate consuma în lume sau în poporul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în cazul acestor evrei care nu au contribuit cu nimic la lucrările Domnului din acea vreme. Să ne amintim de pilda spusă de Domnul și scrisă în Matei, capitolul 20, pilda lucrătorilor vii sau a gospodarului viei. Este scris aici că a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorul la vie. S-a învoit cu lucrătorii câte un leu pe zi și i-a trimis în vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și i-a trimis și pe ei. Versetul 5, a ieșit pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11, a găsit pe unii stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Și numai pentru o oră i-a angajat, pentru că nu este normal să stai fără să faci ceva pentru Domnul, pentru lucrarea sfântă. Noi de aceasta citim și din 1 Corinteni, capitolul 3, unde apostolul Pavel scria, citesc de la versetul 10: după harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Așa cum aminteam, unii își cheltuie viața fără folos pentru că nu se implică. Alții se implică, dar se implică rău. Nu fac ceva folositor. De aceea scrie în finalul versetului 10: dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Versetul 13: lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, adică a muncit degeaba. Și se pune sub semn întrebării și mântuirea lui, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Așadar, potrivit cu vârsta care o avem și în funcție de ce am făcut sau ceea ce putem face, să ne gândim bine. Că nu cumva să avem de-a face cu o constatare tardivă la bătrânețe în ceasul al 11-lea sau chiar și numai la înviere. Unii vor spune: în ziua aceea, Doamne, noi am făcut ceva și nu le va fi recunoscută activitatea. Să citim și din cartea Eclesiastul, capitolul 2, unde Solomon face referire la unele activități care nu sunt aducătoare de venit înaintea Domnului, n-au un folos plăcut. 2:17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Versetul 22. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Ce folos? Există folos, dar nu toți muncesc cu folos. Să ne gândim și la spusele Domnului menționate în Matei, capitolul 16, referitor la viitor, la ziua răsplătirii.
Matei 16, citim de la versetul 25, cuvinte de mare valoare. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Adică unii vor să-și câștige viața, dar nu știu cum. Și în final constată că s-a pierdut. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Deci dacă cineva ar avea doar o implicare materială, dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Să ne ajute Domnul să trăim cu folos. Dar în Scriptură sunt menționați și oameni care au trăit fără folos, tocmai pentru că nu le repeta exemplu. Iată câteva situații din perioada post-exilică. Citim din cartea prorocului Hagai, capitolul 1, versete citite și recitite, dar pline de folos, pentru a nu trăi fără folos. Hagai 1 cu 5. Acum așa vorbește Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și repetă, versetul 7. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, să nu trăiți fără folos. Versetul 6. Semănați mult, strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoli setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Versetul 10. Cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste mus, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Pentru că întotdeauna sunt valabile binecuvântarea sau blestemul. Una dintre acestea două funcționează. Și chiar dacă ar fi să câștigăm material, nu-i asta mare afacere. Bancă din potrivă. Poate fi o mare pierdere. Așa cum scrie Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 6, citim de la versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Adică există un minim pentru orice om, pentru existența vieții. Dar dacă omul nu știe cât este de ajuns sau ce este dat și dacă afectează lucrările sfinte sub presiunea celor materiale, se întâmplă ce scrie în continuare, de la versetul 9, cei ce vor să îmbogățească cad în ispite, în iubire de bani și în alte stări vinovate. Deci, unii evrei întorși din robie și-au irosit câțiva ani din viață fără de folos, încercând să facă ceva doar material, nefiind pasionați de lucrurile sfinte și în final au constatat că anii aceia s-au pierdut. N-au avut câștig nici spiritual, nici material. Să luăm un alt exemplu. Citim în cartea Neemia, capitolul 13. Pentru a observa pe cei care s-au compromis cu căsătorii mixte. 13 de la versetul 23. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Versetul 25. I-am mustrat și i-am blestemat. Din nou blestem. Am lovit pe unul din ei, le-am smuls părul și le-am pus să jure în numele Dumnezeu zicând: să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetelor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Și în cartea Ezra, capitolul 10, este scris că s-a hotărât trimiterea celor femei și vă rog să vă gândiți că din nou aici avem de-a face cu niște ani pierduți.
Chiar dacă acei tați evrei au îngrijit de copiii lor, poate aveau 5, 6, 10 ani copiii aceia, au trebuit să plece cu femeile. Și chiar din punct de vedere familial, dacă voiau să aibă urmași, au trebuit să nască alți copii, să-și ia viața de la început, să se căsătorească cu evreici. Câțiva ani care s-au scurs fără de folos, pentru că nu au respectat ceea ce este scris. Și Dumnezeu le-a spus de la început, citim din cartea Numeri, capitolul 35, nu, 33, versetele 55 și 56. Dar dacă nu veți izgoni din mintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa vă vor fi niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Și atenție, și vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor. Evreii ar fi putut să evite aceasta, dar generație după generație n-au înțeles. Așa cum scrie în Judecător capitolul 3, că Dumnezeu a lăsat neamurile pentru a-i proba să vadă se vor separa de ei sau nu. Au acceptat căsătorii mixte și s-au pierdut ani, s-au pierdut generații, s-au pierdut familii. Un alt exemplu, citim în cartea Maleahi, diferit de celelalte două. Evrei care veneau la templu, jertfeau și apare un cuvânt care apasă ca o vinovăție asupra lor, degeaba. Maleahi capitolul 1, citim de la versetul 10. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? Căci n-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștilor, și darul de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Versetul 14. Din nou apare cuvântul blestem. Și toți anii blestemați sunt pierduți fără folos. Nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juriește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Exact același cuvânt, degeaba, îl folosește Domnul cu referire la oamenii religioși din vremea sa. Și la fel de valabil și pentru noi dacă nu înțelegem că Dumnezeu căruia ne închinăm este sfânt. O zi de post înaintea Lui, o rugăciune, o dărnicie, toate celelalte au regimul lor. Dacă este respectat, jertfa este primită. Dacă nu, vorba profetului Isaia, doar atât v-ați ales că n-ați mâncat o zi, eventual ține la sănătate, dar dacă e omul sub blestem, nici sănătatea nu cred că merge bine. Dar citim cuvintele Domnului. Matei capitolul 15, din nou apare acest cuvânt, degeaba. Adică fără rost, fără folos. În versetul 3 citim cuvintele Domnului, voi călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Și face referire concret la porunca a cincea pe care ei o încălcau. Și apoi le-a spus, versetul 8, norodul acesta se apropie de mine cu gura lui și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Și aveau multe obiceiuri. Toate erau degeaba. Toate spălăturile lor, toate înfrânările lor, chiar, cum scrie în Coloseni 2, că acestea doar par o formă de închinare, dar nu ajută nici la spirit, nici înaintea lui Dumnezeu. Așadar, să ne ajute Domnul să ne închinăm cu inimă curată. Știți cum spunea tot Domnul Hristos, Matei 5, dacă vrei să-ți aduci darul la altar și știi că ai ceva cu fratele tău, să-ți rezolvi problema, că jertfești degeaba. Ba mai mult ne facem vinovați înaintea Domnului. Rețineți așadar aceste trei ipostaze.
evreii care nu se dedicau celor sfinte, rămânând numai cu activități materiale, nu au avut binecuvântare. Evreii care se încuscriseră cu lumea și apoi când și-au dat seama de greșeala lor, au trebuit să o ia de la capăt. Sau evrei care credeau că sunt religioși, dar Dumnezeu se respectă. Este un Dumnezeu mare care nu acceptă orice. Lângă evreii aceștia îi amintește și pe alți neevrei din vremea aceea care le-au asociați acestor evrei, locuiau împrejurul lor. Și citim despre ei în Neemia, capitolul 2, versetul 10, că ei nu erau interesați de lucruri sfinte, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Și în versetul 20 este scris aici despre ei: noi, robii săi, ne vom scula, au spus Neemia despre evrei, și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Vă amintiți că în lecția anterioară, când am vorbit despre o viață cu folos, concluzionam că o viață cu folos e o viață cu aducere aminte. Adică ceea ce ai făcut bine rămâne scris înaintea lui Dumnezeu. Faptele bune nu mor. O viață fără folos este o viață fără aducere aminte. Oamenii pot să aibă amintiri, dar astea pot să fie în cel mai bun caz lecturi școlare, discuții, dar nu au valoare înaintea lui Dumnezeu. Să ne amintim de evreii care au pierdut ani și li s-a dus viața în pustie, să mori plecând din Egipt, fără să ajungi în Canaan. 40 de ani a consumat o generație de oameni, fără folos. Și să nu ne gândim doar că și-au primit pedeapsa pentru necredința celor 10 iscoade, sau pentru noaptea necredinței lor în care au plâns înaintea Domnului. S-a dovedit apoi din alte situații ce sunt menționate în narațiunea lor, că nici mai târziu nu au slujit Domnului cu toată inima. Au trăit în pustie, fără niciun folos. Pentru că folosul este dat de pasiuni sfinte. Cine caută împărăția lui Dumnezeu va avea și celelalte asigurate de Domnul, iar dacă Dumnezeu îngăduie cuiva să aibă mai mult și contribuie cu ele și în lucrarea Domnului, poate să se bucure și aici și în împărăția lui Dumnezeu. Așadar să veghem, ca nu cumva să ne irosim viața, ca și alții. Amin? Iată câteva explicații, 4 la număr. De ce evreii de atunci, mă refer la cei care i-am dat ca exemple negative, n-au înțeles că li se consumă viața fără folos? Aș spune că este un mare paradox. Evreii veniți la Ierusalim din toate popoarele, din Imperiu, de pe unde au fost împrăștiați, și care trăiau ca acele popoare de peste tot. Altfel spus, credincioși veniți din lume, care trăiesc ca cei din lume. Și în lume tot ce fac oamenii, trudesc pentru foc. Ard viața pe altare străine. Asta ar fi paradoxul să crezi că ești în împărăția lui Dumnezeu, să trăiești ca cei de afară și să constați doar în sfârșit, la sfârșitul vieții, când este prea târziu, că sub influența poate celor din familie sau celor de afară, ți-ai rosit viața. Ne întoarcem din nou la Solomon, citim în cartea Eclesiastul, capitolul 2, exemplul pe care îl dă Neemia celor din vremea sa. Dar tot unora care au repetat greșelile lui Solomon. Eclesiastul, capitolul 2. Cred că acest exemplu este destul de puternic, în sensul că, în general, oamenii își doresc să aibă, să fie bogați. Unii reușesc, alții nu. Dar iată ce a declarat un asemenea bogat. Citim Eclesiastul 2, de la versetul 10. Tot ce mi-au poftit, ochii le-am dat.
Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată druda mea și aceasta v-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la toată truda care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Acum, asta e clar că nu durează mult, nu este nimic veșnic sub soare, dar recitiți versetul 17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca. Zilele trecute steam de vorbă cu un om care, la 30 de ani, are multe acumulate. Și îmi spunea că, i-au zis unii, ești aranjat deja. Dar dat fiind faptul că are probleme în familie, a spus, nimic nu are gust. Da. Pentru că atunci când stările de afară, lumești, se instaurează în viața unui om, a unei familii, dispare bucuria și viața se scurge fără folos. Așa cum declară și Solomon aici. În asemenea situații, nici munca nu-i cu folos, nici slujba n-are folos. Așa cum citim și în Isaia capitolul 1, de la versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătur de arde tot ale berbecilor și de grăsimea viților, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Versetul 13. Nu mă aduceți darul de mâncare nefolositoare. Repet, nefolositoare. Acele daruri trebuiau să îndeplinească un scop. Oamenii să fie iertați în funcție de natura jertfei. Să fie răsplătiți de Domnul, nu foloseau la nimic. Versetul 15. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Deci, în asemenea situații, și viața de biserică, și viața de familie se scurge fără folos. Să ne ajute Domnul să-i slujim, dar să-i slujim în sfințenie. Dacă tot am ieșit din lume și facem parte din poporul lui Dumnezeu, să știm că în poporul lui Dumnezeu tot ce facem are folos, nu se pierde niciun pahar cu apă. Nici 5 minute nu sunt pierduse, din potrivă, au mare folos. O zi în curțile Domnului face mai mult decât o mie în altă parte. Dar nu orice zi în casa Domnului, o zi trăită în sfințenie, o zi în împăcare cu toți, în curăție, în adevăr. O a doua explicație referitor la evreii din vremea aceea și nu numai. Chiar dacă uneori constatăm numai la sfârșit că am greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne-a sesizat la vreme. Dumnezeu atenționează întotdeauna poporul de consecințele păcatului. Ba mai mult, de aceea și noi studiem aceste exemple negative astăzi, Dumnezeu în Scripturi dă exemple pozitive și negative ca noi să știm cum să facem și să știm cum să nu facem. Dumnezeu atenționează din timp, iar în sfârșit pedepsește. I-am luat pe evrei aceștia ca exemplu pentru că i-ar fi trebuit să priceapă mai mult decât generațiile dinaintea robiei. Dumnezeu i-a avertizat pe evrei încă de vremea lui Moise. Dacă nu veți ști cum să vă purtați în țara ce v-am dat-o, vă scot din ea. Asta era cea mai mare pedeapsă. Și să ne amintim de plângerea Ieremia, de ce s-a întâmplat în generația aceea. A fost durere, a fost distrusă toată țara. Dintr-un regat înfloritor ce era în vremea lui David, a lui Solomon sau altora, s-a ajuns la niște ruine, la niște oameni scăpați prin văgăune, așa ca pe vremea lui Gedeon, familii distruse. Cred că nu era familie să nu aibă deportați, morți. Și tot n-au înțeles. Dumnezeu a spus, 70 de ani va fi rovie, vă puteți întoarce, ei s-au întors și puțini au priceput ceea ce ar fi trebuit să înțeleagă toți. Iată ce le-a vorbit în vremea aceea, ne aflăm în perioada de început a post-exilului, citim din Zaharia capitolul 1. La câțiva ani după întoarcerea din robie, Zaharia 1,
de la versetul 2. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le, dar așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele. Dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Unde sunt acum părinții voștri? Au fost pedepsiți. Sau dacă s-au întors unii, vorbim de mai multe generații aici, de toată istoria, Dumnezeu s-a îndurat de ei. Finalul versetului 6. Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre. Și tot în Zaharia citim din capitolul 7, de la versetul 11, unde se surprins același adevăr, dar ei n-au vrut să ia aminte. Ei au întors spatele și și-au stopat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima tare ca diamantul, ca să n-asculte legea nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său. Prin prorocii de mai înainte, din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. De aceea, nici eu n-am vrut să ascult când au chemat, zice Domnul oștirilor. Ce am împrăștiat prin toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută cum era, au făcut o pustie. Dar înainte ca să vină pedeapsa asta grozavă, Dumnezeu le-a vorbit, cum zice în Ieremia, de dimineață. Vedeți? Dumnezeu e credincios. De dimineață ne cheamă să-i slujim, de dimineață ne vorbește, revine peste zi să ne angajeze, revine peste zi să ne avertizeze, dar apoi vine și seara. Pentru că viața se scurge. Deci nu este vinovat Dumnezeu că oamenii aceia au refuzat sesizările. Cum scrie și în cartea Țefania, capitolul 3, versetul 1. Vai de cetatea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire, ea n-ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Versetul 5. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, Dumnezeu nu-i devină. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață, El scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. Dar cine este nelegiuit, nu știe de rușine. Și în final, vine acea pedeapsă fără leac, când Dumnezeu își dezlănțuie întreaga mânie. Într-o a treia observație, răspunzând aceleași întrebări, de ce oamenii trăiesc fără folos? Pentru că nu cunosc vremea. Adică nu-și dau seama cât de important este fiecare moment din viață. Adesea tinerii nu înțeleg ce valoare are tinerețea, câtă sănătate, înțelepciune, drept de a alege ceea ce se face. Și apoi mai târziu spun, dacă aș mai fi o dată tânăr, nimeni nu o să fie de două ori tânăr. Dacă ai înțeles la tinerețe, bine, dacă nu, vremea a zburat. Când ai ocazia să faci un bine, poate se repetă, poate nu se mai repede, dar dacă nu știm să prețuim fiecare moment, dacă nu credem și nu acționăm potrivit cu evenimentul, asta înseamnă să trăim fără grijă în Sion și asta este o mare vinovăție. Mă amintiți ce l-a întrebat Elisei pe Gehazi atunci când a fugit după Haman și a obținut ceva? Este acum oare vremea? N-a cunoscut vremea. A confundat vremea de slujire cu vremea acapărării de bunuri. Unii confundă vremea smereniei cu a mândriei. Și nu știu cum să procedeze într-un anume moment. Iată de ce au greșit evreii din vremea aceea, citesc din cartea Hagai, capitolul 1, versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, că Dumnezeu știe cum gândim. N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Nu înțelegi vremea, ratezi ocazia și trăiești fără folos, fără grijă.
Citim și din cartea lui Amos, rămânând în profeții mici, capitolul 6. Aici avem de-a face cu perioada dinaintea robiei, dar din care evreii n-au înțeles. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samarie, vai de mai mari aceștia cel întind din neamuri la care aleargă casa lui Israel. Versetul 3. Credeți că vremea norocirii se departe și face să se apropie domnia sălniciei? Așa gândeau ei. O ducem bine, nicio problemă. Citesc tot aici de la versetul 5. Aiurează în sunetul lăutei, se crede scusiți ca David în instrumentele de muzică, beau vin cu pahare lar, se un cu cel mai bun unde lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. De aceea vor merge în robie, în fruntea princilor de război și vor înceta strigăte de veselie ale acestor desfătați. N-au înțeles ce ar trebui să facă. Citim tot din vremea post-exilică, cartea Maleahi, capitolul 3, dar noi ne gândim la noi. Oare noi înțelegem vremea? Știți că noi putem să-i judecăm pe toți oamenii ușor. Toată istoria putem să judecăm. Dacă ne-am noi în locul lui Adam și a Evei, nu procedam așa. Dacă eram noi în locul celor din vremea Domnului, nu procedam așa. În schimb, noi greșim acum, dacă nu suntem atenți. Maleahi 3, citim de la versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și m-ai întrebat ce am spus noi împotriva ta, oamenii inconștienți. Și a zis, de zeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scap. Era vremea pentru a fi trufași atunci? Nu, așa credeau ei. Dar numai că Dumnezeu scrie în versetul următoare că nota. Și nouă ni se pare uneori că nu ne observă Dumnezeu. Citeam despre un elev care a venit la un maestru și i-a spus că vrea să dea examenul în ziua aceea. Era un moment în care maestru examina pe un alt colega lui. Nu știu exact ce disciplină era. Era ceva de ordin practic, evident. Și zice, stai deoparte. Și în timp ce maestrul discută cu elevul, pune să facă anumite operații, exerciții, celălalt a intrat și el în vorbă. Și când a terminat maestrul cu primul, celălalt zice, acum e rândul meu să mă examinați? Și maestrul spune, nu, te-am examinat și pe tine în paralel. Cum? Nu trebuia tu să te pregătești în asta? Nu trebuia să fii tu atent în asta? A, de-aia am crezut că îl examinați pe el. Și că va conta doar ce spun după aceea. Nu, nu așa ne-a fost înțelesul, că tu trebuie să dobândești aceste calități. Era vorba de păstrarea calmului, ceva în ideea unei stări de asceză, de abstinență, de tăcere, ceva din rit asiatic. Dar așa se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu. Nu sunt însemnate în calendar, putem să luăm calendar religios, să avem pe perete, nu sunt însemnate la începutul anului, zilele în care Dumnezeu ne cercetează, trebuie să le însemnăm noi pe toate, să trăim frumos, și apoi când Dumnezeu ne va cerceta, vom vedea că fiecare zi are folos. Doamne, ajută-ne! Să ne păzească Domnul de stări de inconștiență, să nu fim ca cei din Laodicea. Ei credeau că sunt în regulă, sunt ok, cum spunem noi. Sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Așa era? Totul era fals din ceea ce ei afirmau și credeau și practicau. Sărac, nenorocit, or, gol. Bine că încă nu era ceasul al 12-lea și Dumnezeu îi chema să se echipeze și să se comporte ca atare. Așadar să nu ne irosim viața, că fiecare moment contează. Să știm ce trebuie făcut. Dacă vă văd la slujbă și în seara asta, afară e frig, e sfârșitul anului, aveți treabă, înseamnă că ați vrut să mai câștigați o zi în curțile Domnului sau cel puțin două ore. Dar și acasă, în ceea ce putem să facem, nu înseamnă asta numai să stăm pe genunchi și să ne rugăm, că și dacă vorbim cu un om și vorbim despre Domnul sau mângâiem pe unul care suferă sau dăm un telefon unuia care nu-i cercetat de nimeni, e o viață cu folos.
Și dacă muncim și apoi dăm un ban pentru ceva, numai să nu fim cum scrie Isaia, să ne dăm câștigul pe ceva ce nu satură, să postim pe degeaba crezând că Dumnezeu primește. Vă spuneam, Dumnezeu ne arată în Biblie teoretic și practic cum să trăim o viață cu folos și ce se întâmplă sau cum au greșit alții, irosindu-și viața. Și o a patra și ultimă observație, materialismul este totuși un pericol pentru a-ți pierde viața fără folos. Pentru că dacă nu știm să ne alegem partea care rămâne, unii lucruri se pierd repede, altele se pierd în timp. Dar pe pământ nimic nu are valoare eternă. Și în final, spunea un frate de la noi din biserică, ce a muncit în Germania, că a fost chemat într-o zi să elibereze un apartament unde stătuse un medic. Până la urmă, divorțase, n-a mai venit nimeni nici la mormântar, l-au înmormântat de la serviciu social de la primărie, diplome, tablouri, ceva mobilă rustică. Știți ce a rămas din el? Au primit 400 de euro cei care au trebuit să spargă toată mobila, că în Germania trebuie băgată în saci, ca să fie mai mici costurile. Și îmi spunea fratele, dintr-o viață a unui medic, nimic să nu rămână în urmă, ba încă să mai coste, ca să elibereze, să-i ștergi urmele. Dacă n-a fost credincios, dacă nici familia n-a fost interesată de el în final, poate am zice noi că în cariera lui o fi ajutat pe cineva ca medic. Să admitem. Dar pentru el care a fost folosul în final? Că a avut o pensie mai bună? Final cu ce a rămas? De aceea spune Scriptura, citesc din cartea Hagai, capitolul 2, versetul 15. Știți că Hagai repetă expresiile acestea, uitați-vă dar cu băgare de seamă. Că multe lucruri trec neobservate. La cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi. Dar ce valoare avea, ce repere era ziua aceea? Până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. O piatră pusă în temelia casei Domnului înseamnă folos. Din ziua aceea și ceea ce muncești pentru tine înseamnă folos. Îmi spunea un frate care s-a dus în Europa să muncească, avea datorii. Numai nu găsea de lucru. El era mai brunet, rudenile lui erau mai blonzi, că erau rudenile soției lui, și nemții, austriecii nu-l luau la lucru, că era observabil, lucrau undeva lângă drum. Stătea în casă, mi-a povestit, se roga, postea, Doamne, am familie, am datorii, ce fac? Și la un moment dat a luat o hotărâre și a spus, Doamne, dacă e nevoie să mă duc și în lucrarea ta, mă duc. Dau și pentru lucrarea ta din ceea ce câștig, mai clar că sunt dator. Și din ziua aceea a avut de lucru. Pentru că atunci când nu uităm de lucrarea Domnului și nu ne gândim numai la cele materiale, Dumnezeu ne ajută și într-un fel și într-altul. Așa este scris aici în versetul 18. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce s-au petrecut până ziua de azi. Când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele. De atâtea ori repetă, supunându-le atenției evenimentele în cronologia lor. Să ne amintim de Marta și Maria. Marta era credincioasă, dar n-a apreciat-o Domnul că a făcut exces de zel, pentru că Domnul nu putea fi mulțumit să fie, să spun, raportat la vremea noastră, să fie 4 feluri de mâncare, 5. Dar să fie pierdută părtășia sfântă și mâncare necesară. Domnul nu numai atunci a mâncat la Marta, să nu creadă cineva că Domnul a acuzat-o pe Marta că a făcut mâncare. Ar fi fost, asta însemna să fi fost Domnul fariseu. Te acuz că faci mâncare de eu mănânc la tine. Domnul a surprins doar faptul că Marta era prinsă cu prea multă slujire. Și în acea situație, ba mai fiind și ispitită, nu a putut să fie deloc atentă la lucrurile sfinte, evenimente scrise în Luca 10, de la 38 la 42. Încheiem, repetând, frați și surori, ca să nu uităm,
Deci să fim atenți ca nu cumva să fim surprinși în acest fenomen paradoxal, să trăim înăuntru cu stări de afară. Asta ar însemna să ne irosim viața fără să ne dăm seama. Să fim atenți că Dumnezeu ne avertizează. Dumnezeu vorbește. Dacă noi nu suntem atenți, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama unde. Să fim atenți să înțelegem vremea pentru fiecare lucrare, să folosim fiecare moment, să nu fim cum scrie în Eclesiastul că dacă te uiți după soare și după nori, nu mai semeni și nu mai seceri. Folosește timpul așa cum este. Și în mod deosebit să fim atenți ca nu cumva să ne cuprindă prea mult materialismul, adică doar lucrurile pământești. Trăim aici, avem nevoie de ele, Dumnezeu a rezervat timp pentru muncă, pentru odihnă, toate sunt necesare, dar prioritare sunt lucrurile sfinte. Încheiem cu ceea ce scrie în Maleahi, capitolul 4, versetul 1, notând că o viață fără folos înseamnă o viață fără viitor. Aici Dumnezeu a avertizat prin ultimul său profet, din Vechiul Testament, căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufa și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua aceea care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor. Și atenție! Și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. În viitor nu va mai odrăsli nimic, nu mai rămâne niciun rod, o viață fără viitor. Să ne păzească Domnul de aceasta. Dar dacă nu-i trecut, de unde viitor? Dacă privind în urmă n-am făcut ceea ce trebuie, de unde să ne așteptăm la ceva bun? Dacă n-ai muncit de cu primăvară, cum să ai o iarnă bună? De unde liniște peste iarnă, dacă vara nu ți-ai făcut datoria, cum zice înțeleptul? Și să înțelegem că pentru a trăi o viață cu folos, ca să încheiem în mod pozitiv, înseamnă să înțelegem care este vremea potrivită și să fim dedicați toată viața cu familia, pentru cauza sfântă, pentru adevăr, pentru neprihănire. Doamne, ajută-ne! Așa este scris și în cartea profetului Daniel, citesc capitolul 11, versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Mari înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă mari și înaintea oamenilor. Cred că cele mai mari lucrări înaintea lui Dumnezeu sunt cele care rămân. Dumnezeu apreciază pe cel ce este credincios în lucrul lui și care își face datoria. Că aici pe pământ repartițiile sunt diferite, unii muncesc mai în față, alții mai în spate, adică unii la vedere, alții mai ascuns, unii sunt chemați la lucrare, alții la alta. Să ne facem datoria în fiecare zi. Așa cum spunea Domnul, care este robul acela credincios? Care îl va găsi stăpânul muncind? Îl va găsi dacă este noapte veghind? Adevărat vă spun, a spus Domnul, că el ne va așeza la masă și ne va servi. Să ne ajute Domnul nu doar să ajungem acolo, ci să ne și bucurăm de o viață cu folos. Doamne ajută! Amin!